Hei, înainte de a începe, nu uita să te abonezi și să activezi clopoțelul de notificări pentru a fi la curent cu cele mai noi episoade de pe canal. Salutare și bine ați venit la un nou episod de Clash Royale pe canalul Game Over. Hai să începem cu chesturile. Avem aici un Golden Chest, 639 de gold, avem Arcașe, Fire Spirit, Minion Horde și Hog Rider. Un luăm extra star points acolo. Avem aici un chest cu gold, în care găsim 2615 gold și mai avem un crown chest. Hai să vedem ce găsim aici. Avem gold, 4 gemuri, flying machine, glimmer birds și sper să fie o legendară. Sim golem și da, avem un X-Bow. Bun, și haideți acum, e și vorul, se apropie de final ziua. Mai am toate cele 4 deguri disponibile, dar după cum vedeți se găsește destul de greu oponent, așa că vom da niște meciuri în turnament. Avem draft tournament și voi o să fie un turnament interesant. Bun, hai să vedem, aș lua rască și se iau Fire Spiritul, luăm Electro Giantul și se iau Zep-ul totuși. Poate are un Sparky sau Inferno Tower și n-ar fi de mare folos. Bun, începem cu Trampstone-ul, îl punem undeva pe centru și vom trimite și cred că Rascal și sau Electro Giant. Hai să punem Electro Giant în spate și vom trimite Rascal și imediat după el. Sau poate vine în Horde-ul, ar fi o variantă bună. Momentan așteptăm să avem... Ia le vom pune ambele trupe. Nu, hai să dăm cu Bandita, să lovească acel Hunter, mă gândeam. Fire Spirit pentru Princesa. Nu, și nu scopăm de Princesa. Să dăm un Zep. Și o să ne luăm ceva de damage aici. Da, ne lovește destul de urât. Avem cărți foarte, foarte scumpe. Da, începem din nou cu Electro Giant din spate. Nu știu. Hai să punem și Bandita. Din ce se vede în acest meci, nu prea am șanse de reușită. Da, încercăm să lăsăm până la final. Nu știu niciodată cum se întoarce rezultatul. Da, din păcate avem cărți foarte scumpe. Barbari. Încerca să pun Electro Giant în fața. Punem Bandita pentru Princesa. A, și vedeți, jocul s-a mai echilibrat. Dăm aici un freeze. Punem Goblin Gang-ul. Din păcate nu avem un spell. Ne-ar fi ajutat enorm un spell acolo. Dar o scăpăm de... ce era acolo, nici mai știu. Hai să vedem... E un minion portul. Să dăm de pe aici. Am greșit acolo cu minion portul. Să pun
important, suntem aici, în Rascal și hai să vedem cum se ocupă de acest atac. Dacă rezistăm, sunt șanse foarte mari să... obținem victoria, deși nu avem încă cărți pentru puși. Vedeți-l aici. Se duce pe turn acel... acolo. Trebuie să trimită Battle Ram-ul, să punem Thumbstone aici. Oh, trebuie să dăm un Fire Spirit pe acele trupe. Condita pentru Pintesă. Punem și Giant Robin-ul. Thumbstone neapărat aici. Bun, Rascal și trebuie să rezistăm. Un Electro Giant-ul. Dăm un Zap. Și mai sunt 10 secunde. Da, din păcate pierdem pe ultima 100 de metri meciul. Da, un meci foarte greu. Oricum, am rezistat eroic. Hai să mai dăm unul. După care probabil vom da un match în la War, dacă prindem slot disponibil. Hai să luăm minioni. Se iau aici. Se iau Baby Barrel-ul. Bun. Baby Dragon. Cred cu Baby Dragon-ul, să punem undeva în spate. Bun, avem și Hog și... dacă dă Arrows... Brilul. Scăpăm, dar ne luăm foarte mult de damage. Și vom încerca un atac cu foc. Un față de Dragon. Da, se duce pe tuna și pe tuna și Goblin Barrel-ul. Da, avem noroc că a pus foarte prost acel... cel mortar. Pentru că nici măcar n-a tras în... a fost atât de aproape de foc încât nici măcar nu a tras în el. Pune mie în holdul, sperăm să nu aibă... Barrel pe partea dreaptă și să încrucem câteva fiși pe turn. Da, excelent. O să dăm și un... un Phantom aici. Da, pierdem o turn. Dar poate să reușim să-l scoatem pe-al lui. Să pun un Goblin Barrel acolo. Dragon-ul. Și Nerul. Bun, suntem la un loc diferență. Dar avem avantaj pe partea stângă. Să punem aici minion din nou.
sau... Baby Drake, nu? Să ancheze un pic... Da, și cred că e meciul nostru. Nu cred că mai poate opri acest atac. Da, obținem prima victorie din turnament. Foarte, foarte aproape să obținem și pe cea din primul meci, dar în partea am pierdut. Bun, hai să vedem. Vedeți, în continuare nu se găsesc meciuri. Așa că nu vom da în acest episod, în meciuri în vor. Hai să mai dăm un meci de turnament. Și bun. Să iau poiză, nu? Luăm din nou Electro Giant-ul. O să iau Freeze-ul. Și Electro Tech. Bun. Hai să începem cu arcașele din spate. Dar mi se pare cea mai bună opțiune arcașele din spate, totdeauna. De fapt, în general, să pui cărți care se împart. De preferat cărți cu cost cosmic. Dacă putem să ne vedem cu Giant în față, probabil că nu. Nu scăpăm de acel... Arcașele din spate. Uși, ce bun era acum un zep. Ce bun era un zep acum. Da, noroc că mai scoate din... Da, n-a targetat turnul. Oricum, reușim să dăm destul de mult... destul de mult damage. Punem aici Electro Dragon, nu? Ok. Mai luăm ceva damage pe turnul din dreapta. Și reușim un singur hit. Barrel-ul. Nu se duce pe... ce nasol. Am dat aiurea acel poison. Nu trebuia să-l dau. Da, oricum, stăm binișor. Hai să vedem. Punem din nou arcașele în spate sau Electro Giant-ul? Hai cu Electro Giant-ul. Punem și arcașele aici. Ei, ce bun era un poison acum. Dar vom trimite Goblin Barrel-ul. A, n-ar fi trebuit să ne grijăm nici... ambele turnuri, punem aici Electro Dragon, nu? Să dăm și un Electro Spirit. Da, și vom trimite Electro Giant pe centru. Cu siguranță va ajunge la turn și vom... Ok, dar să rămânem cu al nostru în viață până atunci. Da, obținem și cea de-a doua victorie. Vom primi ceva gemuri, dacă mi-aduc aminte bine. 10 gemuri. Da, în continuare vedem, uite, cineva a prins meci. La urs stăm destul de rău. Nu știu dacă reușim să prindem locul 4, mai ales în condiții în care abia se găsesc meci. Bun, cam atât pe episod de azi. Sper că v-a plăcut și noi ne revedem data viitoare. Pa, pa! Everything changes.